Salutare și bine am găsit la un nou episod de Plan de Crafter, doar aici pe Iona Games. Dragilor, ce avem noi aici? Avem Dita mai cu depozitul frumos, elegant, cu... Dați un pic așa că am stat tot pe dans. Am reașezat tot, am redesenat tot, am restructurat tot, cum vreți să spuneți, dar am făcut ceva foarte, foarte șmecher. Da, avem containerele noi, toate puse frumos pe poziții și de asemenea avem... Inclusiv am automatizat și astea aici, și astea aici, și dronele, și de asemenea și explozivul plus motoarele. Doar că la motoare și la asta, la fusion set și la drone, nu le-am pus cât un chest ca să nu ne mai complicăm la resurse, că deocamdată nu avem prea multe resurse. Bun, astea le iau de aici ca să le vând. De asemenea, o să vă arăt încă ce am făcut, dar vreau să trimit racheta ca să facem astăzi. Ce facem astăzi? Portalul, tati. Astăzi facem portalul. O să încerc să pun asta numai de astea șmechere și pentru portal avem nevoie de următoarele. Ca la bucătărie, ca la rețeta de prăjituri, avem nevoie de următoarele. Zice că avem nevoie de Energy Multiple Fuse, da? Două bucăți care, de câte știu eu, pe piață costă undeva la 6.000 de tokens. Câți avem? 31.000 de cocoșei. Deci stăm bine pe bani. Energy Multiple Fuse a zice că se băgăm două bucăți din astea la elegant, frumos și elegant. Da, o să mai aduc de aici și niște de-astea și după aceea vreau să mai arăt ce am făcut între timp și vă să vă arăt și o chestie foarte șmecher pe care am descoperit-o din greșeală. Tot o întrebeam eu pe live și nu știam cum să o așez și am rezolvat-o un pic. Uite, stai că stau aici să mai adun. Să punem acolo, trimit, racheta durează până se întoarce. Hați. Da, nu sunt toate full pe aici, încă mai am de adus, mi-a dat un pic peste cap tot depozitul, dar este treaba mult, mult mai șmecheră. Spuneam eu că este cea mai eficientă treabă pentru că avem spațiu de suficient acum și autocrafter le ajung. E sensibil puțin mai trebuie 2, 4, 6, 7, sensibil puțin... mai înguste, să zic, toile storage-uri, dar sunt mult, mult mai încăpătoare. Am mers și la planeta aia pe care am bubuit-o episodul trecut și am căutat pe acolo tot. Bineînțeles că m-am arătat și de două ori. Aici ceva că nu mai pune. Nu mai pune, cred că nu mai are resurse, dar nu-i problemă. O să punem motoare. Ca astea mai putem face. Ca să dăm drumul la navă. Și în plus să facem și noi un ban grămadă. Vă spuneam eu că cea mai mare sumă primim pentru astea cu nuclear fusion asta. Bun. Am făcut comanda, vrem două din astea de astea. Zice că inventarul ne costă 1531. A trebuit să ne dea 1531. Ar fi șmecher de șmecher. Bun. Am mai cumpărat pe aici de ceva pentru design. O să vă arăt ce a cumpărat pentru design. Dăm lansare rachetă ca să ne aducă cele două fusion, nu știu ce, hau-hau. Pentru a da drumul la portal. De ce facem portalul? Ca să mergem după Solar Quartz, ca să terminăm și ultima chestie de făcut, mamiferele, pe care nu putem să facem deocamdată. Avem aici canapele cu roșu, pentru că am trimis și am cumpărat două blueprinturi de sofa și de paturi noi. Da, și aici avem și, mai este seara de legume, aici este, scrie, laboratorul genetic, ceva de genul, dar nu cred că genetică, e la laboratorul biologic. Laboratorul biologic. Aia, tati. Da, și aici am făcut o reașezare a tuturor ce înseamnă și am automatizat inclusiv mâncarea 1 și 2, deși nu se duce nicăieri deocamdată, dar stau aici, pentru că am doar de animale, dar nu am animalele. Deci avem mâncarea gata făcută. Asta deocamdată lăsa așa. Nu știu dacă o să le mai măresc, pentru că e suficiente. În schimb, am schimbat pe aici tot și aici automatizăm tot, inclusiv acest, cum spune, explosiv powder. Inclusiv mai a rămas de automatizat în partea cealaltă unde am fost inițial. Asta cum îi cheamă? Flare-urile. Acele, ziceam eu, petarde. Bun. Ce vreau să vă arăt eu, ce mă întrebam eu pe live, da? Mă întrebam așa, avem aici astea, tati,
care spune că multiplier fuse. Tot le-am găsit și nu știam cum să le așez. Știți combinația aici. Deci acum dacă le pun, am pus aici, astea cu verde deja sunt raza lor. E, dacă ne uităm la ăsta, are 57 de secunde. Da, până apare un bidon de apă sau cum. Dacă ne uităm la astea care sunt afara razei, avem 100 minute. Da? Deci șmecheria asta ne reduce timpul de producție, dar doar la, am încercat să fac o schemă, dar nu le acoperă pe toate, dar reduce timpul de producție pentru apă. Sunt bune și astea pentru că aveam nevoie de apă la un moment dat la noul laborator biologic, pentru că schimbasem pe acolo chesturile astea, cum o cheamă, containerele. De asemenea, sunt în plină renovare și remaniere, să zic așa, la dronele astea de 1, mai ales aici câte una. Asta cu unul dau afară, o dau afară. Astea care sunt cu unul le dau afară. Dacă aprind să le prind. Dacă apuc să le prind, pardon. Aia cu două puncte e 2, aia cu un punct este 1. Am 3 drone. În total am 72-75 de drone cu astea. Am 3 de astea, cum îi spune, 3 stații cu drone pline. Da, 75 de drone în total. O schimba și voi pune 3 drone de te... Deci... Avem 1, 2, 3 și aici facem următoarea schiță, le băgăm pe astea cu 1, o bag pe asta cu 1 și o bag pe asta cu 1, da, și am luat de aici resursele, bem și un pic de apiță, am luat resursele de aici. Ala e tati, da, și mai schimbăm. Cred că mai mult de jumătate din drone le-am schimbat cu T2, deci e treaba bună. Le băgăm pe astea 3. Acum, dacă ne uităm, avem 75 de drone încă o dată. Bun. Astea pe aici sunt, deci o rachetă pe aici în zonă să vină să le bag la vânzare. Asta vine 186 secunde, asta la altul 138. Păi aș mai face, dar mai stau deocamdată, mai fac ceva rachete, să mai trimit, că a început să-mi placă cu bănuțul. Dar vreau să fac un pic înainte să vină astea cu, să se întoarcă cu cele două siguranțe, fuse, ce seara, nu știu, nitrogene full, la uraniu am probleme și va trebui să merg un pic până acolo. Astea le bag la, nu mai am nevoie de astea, inclusiv o să bag și nuggets-ul ăsta, că nu mai mă interesează. Circuite este deocamdată full și aici este deocamdată full, da? La drone, ia. Las decât cât aici, 2, 4, 6, 8 drone și de asemenea aici să face treabă. Băi, da, cred că le las eu aici, momentan. Și vreau să mai montez 3 minere, o să mai montez, pentru că am o grămadă de energie cu acele boostere. Trebuie să subliniez o chestie. Chestia cu booster la energie este de la DNA Ovidiu. Episodul trecut mi-a făcut roșinică că nu... Da, de la el este. Mulțumesc Ovidiu pentru pont. Da, ce e al omului? E al omului, trebuie să facem, da? Dacă spune că mergem pe surse ca la televizor, trebuie să dăm și sursa, da? Sursa este DNA Ovidiu. Mrrr. Bun, spuneam eu că am nevoie de nici mai mult, mai puțin de 3 minere. O să fac aici o schiță de asta. Le-am un pic, le-am zăpăcit pe aici, dar le nimeresc eu. Una, două, trei din astea. Osmium bar, una, două, trei din astea. Iridium bar e puțin mai la... trebuie titan la un moment dat, titan de aici. Îmi trebuie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de titan, că trebuie 3 la fiecare. Și mai am nevoie de iridium bar, care pensa că... Uite pe aici, care așa, 1, 2, 3. Asta este. O să mai montez 2, a venit acolo bănuțul. O să mai montez 3 minere de uraniu, pentru că am nevoie de foarte mult uraniu la ăsta, cum o cheamă, la fusion și la alea. Și o să încerc să fac următoarea schiță, dacă pot să le pun aici. Boss, aici vreau. S-a lipit de ăsta, s-a lipit de ăsta. Îi dau să cam căutăm uraniu și de asemenea expediază uraniu de aici.
să vină dronele. Cred că acolo mai merge pusă una, dacă în partea asta altă merge pusă una. Ăla este. A intrat și banul în partea altă. Și să-i dăm și de aici nenea uraniu. Da? Și am pus și de aici uraniu, da? Am pus încă asta. Și mai pun un miner, deci am deja 3, 5. Și o să mai punem unul. Unde a fugit uraniu? Miner, pardon, aici. Și asta tot la... Asta nu mai citește pe uraniu, tati. Este problema aici. Ia, o merge în continuare la asta, ar fi ideal dacă ar fi în continuare aici. Ăla este, tati. Dacă și citești, ești băia bun. Ăsta este. Hop. Da, a fost, spuneam eu că a fost și în partea asta aici la navă. Am scutut și pe acolo, am găsit... cum îl cheamă? Am mai cântat cu bombardeaua și am găsit o locație și am găsit un microchip pe care nu-l mai citește. Înseamnă că am găsit toate microchipurile care erau de găsit. Ce mai am de blocat microchipuri sunt doar cele care se cumpără de la magazin. A plecat și racheta. E frumos și elegant. Mă întrebez cât vine asta dacă se poate să facă portalul. Asta vine că în 9 secunde, 1 minut jumate mai este până când vine racheta cu materialul și între timp noi să ne pregătim de celelalte. Zice că trebuie o daia de busolă. O daia de busolă... Care e asta? Am nevoie de aluminiu, silicon și magneziu. Două de aluminiu. Un silicon. Oh, n-am silicon. Știu un loc unde este. Avantajul este că le-am grupat și am redus numărul de containere, pentru că la un moment dat, pentru a face ceva resurse, trebuia pus mai multe locuri. Și în felul ăsta am făcut un pic de... cum îi spune, de economie. Uite și cu asta, da? Și am făcut rost de silicon. Să facem busola. I-am dat... unde e busola? Da, e gata și busola. O am la mine. Îmi trebuie două circuite. Avem circuite de aici, nu-i problemă suficiente. Trebuie două de astea, le-a făcut între timp, ia să vedem. Eu le-am vândut. Avem, tati, două din astea. Uite banul. 1531 de coșei. A? Altceva, altfel. Mai trebuie două de astea de super aloi. Una de astea și au mai rămas cele două bare pe care trebuie să mi le livreze. Astea le bag la astea, asta o servesc, asta o servesc. Ia să vedem de ce e vorba în propoziția că a venit de timp nava. Acum, mamă, ce sincronizare a făcut exact odată cu nava. Da. Au venit și comanda mea specială. Băi, a trebuit aici, fiți atenți aici, când ne jucăm noi pacii, a trebuit să fac așa. Să pun să încarce automat unde sunt. Unde sunt, că nu mai văz, mi s-a păzat văzul. Astea, da? Să le încarce automat. Bănuți, acum avem 21.000. Stăm tot bine. Bun, e gata toată treaba. Asta deocamdată aici am rămas doar o semi-automată pentru flare. Da? Dar, în ce măsură? Băi, deci acum s-a găsit să bubuie astea, mă? Mamă! Mamă, ce e aici? Mamă, ce revelionul! În mod normal, dacă era treaba reală, îmi făcea praf aici tot astea. Deci toate geamurile se le spargeau, da. E bine că nu le sparge. Da? Deci fabrica asta mea deocamdată a pagărit proiectul aici. Mamă, deci nu au nimic. Stau aici la adăpost. Da, la curent 23.000. Aici am deblocat tot, mai am o singură deblocare. Este vorba de platforma de extracție.
Da? Platforma de stație pentru care am montat-o și este gata jocul. Am terminat jocul. Da? Dacă montez, pot să plec. Nu vă stau mai multe detalii, dar sunt cel puțin trei finaluri diferite. Da? Nu vă spun mai mult. Am cu Dudu ăla de aici. Da, deci pentru că fabrica deocamdată este abandonat pentru că am făcut toate automatizările aici. Deci nu mai am probleme. Sunt cules un picuț dacă între timp a venit uraniu. Aia se cunoaște că am pus încă 3 din astea. Deja pe aici asta se umplu. Pulsar cuarțul și mai departe. Bun. Hai să vedem care e treaba. Dar poți să-i spui aici pe scurtătură. Oricum să vine în partea asta. Vede că e treaba cu portalul, dacă îmi trebuie și niște, stați așa un picuț. Îmi trebuie niște fier. Facem și noi un mic design. Iron. Dacă n-avem noi iron. Plângeam la un moment dat după fier și acum am zis mai... Asta cum îl cheamă. Este dreptul la poartă până aici. Au. A început bine. Ba, a crezut că e pus trâmp. Ceva de genul. Și acum să montez eu ăsta. Dacă îl vedea că îl limesc chiar aici pe problemă. Ia uite-l ea. Bă, dar era mișto dacă îl puneam eu invers. Stați așa un picuț. Fața la problema aici, uite așa. A, are de asta de scară. Ceva de genul. Bine, aș putea să cobor scara încolo, dar lăsăm așa. Și cred că ar trebui totuși să facem un pic de spațiu pe aici să nu cadă în gât. Mai trebuie ceva fier. Și după aia cred că și ceva silicon să facem și niște, dar silicon nu prea am. Așa că lăsăm un pic... Auto deja s-a umplut înapoi. Să cunoaște cu drurile astea T2, să cunoaște treaba pentru că au mai mare viteză. Da? Deci treaba este bună. Doar că aici trebuie să facem o chestie că sunt scările astea. Aș putea să le ascund? Este, nu pot să le ascund. Ceva de genul. S-a cam terminat toată șmecheria cu astea. Ia să vedem ce se întâmplă aici. O să punem și lumini dacă este nevoie. Scan for distant. Dați să scanăm într-o altă galaxie. Difficulty 5. Uite, astea încere anumite cristale. Trebuie pus al cuarț. Astea două pot să le scanez. Dar uite, asta ar fi mai șmecher, mai dau o dată, încercăm. Am văzut o chestie că trebuie să uiți aici la difficulty și dacă e mai ușor de găsit nava. Difficulty 3, o să-mi pas locat. Hai să-mi iau 3 de-astea de... Hai să începem să căutăm. Să-mi iau 3 pulsar quartz. Dar știți ce mai trebuie mie? Pulsar quartz. Mamă, 3, mai am puțin aici. Am 3 pulsar quartz, o să-mi iau ceva mâncare. Mi-aș lua și niște flare, dar sigur poate mă tăcesc, a? Încă n-a adus aici nimic. Am dat să aduc aici? Sau nu am dat? Am dat, dar încă nu e gata. Aș lua niște flare de-astea la mine. Una, două, trei să fie. Apă. Să-mi iau ceva apă, să beau apă. Dacă și pe acolo fi și mănânc o fasole înainte de plecare, ca să-mi ține mai mult apa. Ăla e tati. Hai să vedem ce e vorba în propoziție. Deci mă duc aici și dau open. Ia. Mamă, emoționez. Urați-mi noroc.
Bine, banu. Opsi. Deci trebuie să mă uit după... Băi, frate, cum au... Așa... După navă. Întrebarea mea este să nu... Ia. Cum ajung eu înapoi aici, sus? Unde e navă pe aici, mă? Să văd epava la navă. Păi bine că pot să zbor. Bine că am treabă cu oxigenul. Băi, băiatule, unde mă navă aici? Acum după aici pe jos. A, deci pasiv cu... Opa, am găsit o cutiuță. Uite flare-ul pe aici. Băi, asta le-aș mai la semințe și asta ar fi bună, că nu prea mai am de asta. Și am nevoie de foarte mult sulf. Broscuțe pe aici. Deci acolo. Cred că e puțin în cerc aici, deci nu am... A? Sper să nu mă rătăcesc. Ia. Deci acolo sus e... A, uite că apare cu... Opa. Pot să beau apă. Uite-mă că am și de-astea pe aici. Am luat degeaba la mine flare-uri de-alea. Am găsit pe aici. Uturaș. Deci trebuie neapărat să găsesc solar quartz de la... Plăscuțe pe aici la greu. Uite pe aici o cutie iar. Le adun pe toate și după aia când găsesc ceva anume... fac o sortare. Opa, un ăsta și explozibil. Puneam eu că nu mai citește deja, am deja unul pus, l-am pus acolo în, am eu unde am eu birou, unde am eu cabina capitanului. Am acolo un șifonier, cum am scris eu pe el. Și acolo am pus deja asta, știți de ce? Pentru că am mai făcut așa când era în Liases. Și când a făcut upgrade și a băgat și chestii, eu avem deja la, făcut, cum zice, avem deja astea... Cum îi spun? Băi, aici... Mamă, când se mi-am luat. Avem deja blueprint ăsta, microchipule. Păi, dar unde e nava pe aici? A găsit numai broscuțe pe aici. Și pe aici bate vântul, mă. Deci nu-mi dau seama pe unde... Pe unde e nava pe aici. Sau nu e cu navă? Poate nu ar fi cu navă pe aici, fi doar... Aici nu mă las. Să fie pe acolo, pe sus. Să încerc să urc pe aici. Ia să mă lasă. Uite pe aici o cutie iar. Bănuți. Ăsta îmi trebuie. 500 coșei. O, meserie. Să zbor pe aici, da. Și acolo e portalul, l-am văzut. Dar unde e nava? Aia e problema. Ops. Uite nava. Uite nava. Uite nava. Aie. Aprindem frumos buleftrica. Băi, dar nu știu cum să... Eu am luat, dar nu știu să le, cum le-aș monta... Aș putea să montez eu astea ca să, mă, să nu mă uit. Rătăcesc, pardon. Aș putea să pun aici una. Ia să vedem.
Ca să-mi dau seama că pe ăsta e, a, dar... Nu, că sigur mă trecesc pe aici. Dacă aici e un singur sens. Uite-mă când trebuia de ăsta, bă. Ca să schidă porți. N-am luat la mine. Ia. Deci pe aici am venit, stați așa un picuț. Facem așa. Ca să știu dacă este. Că vin în partea asta la altă. Vai, de capul meu. Pune și aici una. Uite un chip. Mai luăm de astea, uite, luăm și pe ăsta când trebuie. Deci că trebuie să mă întorc cu o dată cu de-asta, cum o cheamă. Dar deja n-am mai pus pe aici, n-am mai ținut cont. M-am dus. Bănuțul, ăsta-mi trebuie. Ia să vedem. Ca să corespunde cu aia pe unde a fost eu pe acolo, unde am venit eu pe aici. Da, uite. Și să mai punem una aici, dați așa un picuț. Ca să știu că pe aici este... În caz de mă învârt, că am apățat așa și mă învârteam pe după baza asta. Deci pe acolo am venit. Pe aici. Opa. O, solar quartz, de când îl căutam? De când îl căutam, o să mai iau de astea, astea la altă nu le iau, că avem pe acolo. Și cu asta. Și explozivi, poate dăm cu bombardeaua pe aici, pe undeva. Eu știu. Stau cu fața așa și punem pe asta jos aici. Asta e puntea. Ce-i asta aici, mă? Aaa, era hangar de la de navă. Explozibil, astea deocamdată nu le luăm, că avem. De ce producem noi numai, n-are să cărăm, bănuțul ăsta, deja se umple toată treaba pe aici, bănuțul ăsta, motoarele nu luăm, deci asta nu cărăm de aici. Păi, dar bine că am găsit solar quartz, că trebuia neapărat pentru genetică. Deci pe acolo am venit. Și dacă aș mă găsi să pot să-mi fac și eu de asta, cum îl cheamă, o torță mai, asta, o lanternă mai șmecheră. Deci pe aici, aici am fost. Bun. Pe acolo a venit. Pe aici, ia să vedem. Trebuie să facem așa. Băi, dar următorul o să mă deruteze, sigur, că... Stai că deja am prea mult aici. Facem așa, stați așa un picuț. Ca să nu... ăsta îl închidem și cu ăsta, ca să ne avem bara aia acolo, liberă. Opa. Ok de acces. Un card de acces, pardon. Tot, bine, ok. Și aici? Alt card de acces. Ce aruncăm? Ce lăsăm? Asta o arunc. Asta o arunc. Deci pe aici am venit. Am două căi de acces. Asta, două chei. Înseamnă că trebuie să schidem niște uși. Uite, pe acolo lumine, pe acolo am fost. Să coborâm pe aici și n-am fost. Banu. Nu mai luăm flare, că avem o grămadă de astea de flare. Banu. Ce e asta? Niște ouă de broască. Ce să las eu, ce să... Uite, las pasta și iau pasta. Mai punem, da.
aici ne învârtim în cerc. Mamă, de ce de ta mai nava? Ia. Păi mă, țează solar quartz foarte... Uite, a fost bine că am luat... Ia. Dă cu bombardeaua. Ăla e. Bă, mă, sunt... N-aș putea că sunt două, câte două culoare de-astea... Deci de aici am venit. Sunt două culoare de-astea de... Paralele, de-astea zic, te derutează. Deci pe aici nu-i nimic, am bubuit degeaba ăla. Deci nu-i nimic pe aici. Deci pe aici am fost. Aici dăm partea de altă, paralel cu aia. Pe aici am fost. Ne întoarcem. Mamă. Ce e aici? Opa. Aici îmi dormeau sau ce? Sau e firmerie ceva? Să închide pe aici. Acolo vin bani în continuare pe... Bă, pe aici cred că e gata. Pe aici dormeau, erau... Văd că e... Uite aici iar cu bombardeaua. Fire the hole! Ăla e. Și aici e o ușă. Cred că asta trebuia deschisă cu ăla. Uite. A deschis ușa. Tada! Banu. Oh. Din greșeală. Banu. Să băm și o pizza. Ăsta să luăm. Ăsta 1200 ne dă la... Ăsta nu luăm deocamdată că avem. Și aici. Banu. Ăsta și cu ăsta. Bam, avem o grămadă de chestii aici. O să las ăsta, că ăsta deja îl facem afară. Nu-i problemă. Hai să începem să le sortăm. Bun. Am găsit o căpere secretă. Mai am un car, deci asta înseamnă că ar mai fi o cameră. Asta cred că se schidea cu ăla, mă, sau eu știu. S-o ajut așa la deruta. Pe aici am venit. Hai, cred că deja m-am rătăcit. Am avut în cerc. Hai că am nimerit tot, am găsit și flare-ul alea. Au uitat. Am ieșit. Uf. Ideea este că o să mă întorc să... Nu știu cum de la cu fusion din ăla frumos, elegant. Dar ce mă tresează este că am găsit un solar quartz. Și pot să fac ăla de animale. Da? Extractor de animale. Aia era pofta ce-am poftit-o. Două secunde. Cum ajung eu acolo sus? Cred că pe aici pe undeva. Ia. Sunt curios dacă rămâne portalul deschis. Să mă plimb pe aici, să mai scotocesc. Ia, hăț. Și acum... Aia e. Da? Solar quartz era problema. Băi, da. Ia uite, mă. Ia uite-l. Ia uite-l, ia. Și ăsta e șmecher.
copac de ăsta șmecher. Ia. Deci dacă mă uit acum aici. A, deci se închid portalul. A, rămâne acolo. O să plec. Ia. Rămâne, o să mă întorc. Nu merge. Deci rămâne, tati. Da, rămâne până la termin o treabă, toată treaba. Ca să scotocesc eu așa în voi, să mă tăcesc de auto. Ce se întâmplă? Iar vine... Da? A, e tătuțul. Uite aici că am pus... Ia, sunt curios. Dacă mai citește din... din astea. Opa! Night bus. Box. Nu mai vrea. Da? Stai să vedem. Mai aveam unul. Nu mai vrea. Nu știu care. Am aici și un... Aici am scris șifonier. Da? Uite, deja am unul. Mai băgăm două. Cheia de acces nu băgăm. Dar ăsta îmi dă... 7... ia să vedem. Broscuțele alea verzi. Stați așa un picuț. Să fac o de-asta de... Îmi trebuie de-asta amfibian, să cap de aia. Două secunde, că o rezolvăm acum. Zice că îmi trebuie un... e de aici. Pardon, pardon, am uitat că nu a pus să intru pe acolo. Cum o larva. Iau de aici una. Și unde stă cu negru. Ăla este tati. Și aici jos avem noi locul pentru broscuțe. Îl băgăm aici frumos. Și se dăm cu astea, să vedem. Ia uite-le. Testoasele nici alea verzi. Bun. Asta e gata. Scăpat de el. Da, mă interesa pe mine. Mă interesa pe mine ăsta. Ăsta mă interesa. Și avem acum... tot ce ne trebuie la noi. Și mai trebuie un circuit, un TED ăsta cu roșu. Uite unde să dai ce-l iau. Un circuit și un ăsta la alt. Uraniu, nu uraniu, un bar, îmi trebuie osmiu, un bar. Și un circuit de aici. Așa tătuțul. Și acum în felul ăsta, aici e zona de genetică. O să-l pun pe ăsta aici. A, și extrag... extrag din astea. Dar să nu l-aș consuma, că mi-a trebuit acolo. Dar scam din astea pe aici. De ce iese din astea? Uite... Eu le-am pus de design pe acolo, pe acolo. Lasă astea aici. Lasă asta aici, că o să mai trebuiască de-astea pentru portal. Ia să vedem ce se întâmplă aici. Am băgat un de-asta. Așa, ai stras din asta. A, și-o pun acum, și uite, de exemplu, și pot să-l pun aici. Așa repede strage. Asta. Și îmi trebuie de ăsta și cu de ăsta la altul. Ăsta, a, toată partea asta la altă este. Păi stați așa un pic că... A, două secunde, că aici jos am un de la... Pardon, pardon, pardon. Am un de la care îmi produce larve. Stați așa un picuț, a venit banul. Uite, astea le iau frumos, le pun acolo, vedem ce se întâmplă. Ați? Ați? Și ai stac din orice două astea posibil pe aici. Genetic trait. Păi și... Îmi trebuie... și-a pus și în partea asta la altă.
Și mai trebuie asta de jos. Și cred că pot să fac o creatură, nu? Creatură din de astea. Dar îmi trebuie... Asta din ce o extrag? Trebuie să avem ceva aici. Să extrag din asta? Nu, a, uite, avem aici jos. A, văd că scrie din... Acum s-au umplut, bineînțeles, că au venit dronele. Uite, pot să extrag și din... Oh, de pește, ia să vedem. Avem aici. Uite, o plank. Uite aici, e că de pește am scris eu. Dar care e treaba aici, să-mi facem noi o chestie genetică. Am face tot din a... Dar să avem din astea. Bun. Hai să vedem după aia. O să iau toate la rând să trag de pe uite. O să trag și din astea. A, uite că mi-apare ce... A, fiți atenți așa, stați așa, că mie îmi trebuie. Acum m-am prins. Mie îmi trebuie asta cu săgeata dublu aici. De la care se poate face săgeata aia. Uite că mi-arată în fiecare. Hați. Să identific eu... Văd că nu. Văd că din astea nu. Păi din care extrag, frate, săgeata? Uite-mă, din asta. Am comul larva. Am aici. Ia. Vezi acum combinație. Uite-mă că iese. Uite-mă că iese. Știți că fac primul animal acum, să vezi, în direct. Insert trăitul. Ce-a făcut? Genetic... Pe și asta a făcut asta, nu? Creatură de insert, animal shelter. Aha, gata, animal shelter. Facem animăluțul. Animal shelter. Îmi trebuie așa. Îmi trebuie un circuit, îmi trebuie... Băi, și alea zic că le arunc pe alea, fiți atenți. Dar pot să fac pe asta. Pot să fac pe asta. Asta pot să produc. Nu e problemă. Îmi trebuie de aici un circuit. Îmi trebuie de aici niște mătase de-asta de... Mai am. Ultima, ce am prins-o pe asta. Îmi trebuie de aici un de la... E verde sau... E verde. Îl am și pe ăsta. Și pe aici pe undeva îmi trebuie metan. Dar nu mai știu în care este metan. Uite aici. Am luat? N-am luat. Acum am luat. Fiți atenți acum că... Dăm drumul la animăluțe. Aici în fața casei punem shelter-ul. Și că e poartă de fotbal. Și aici punem ăsta. Aș putea să pun 4 animale aici. Ia uite-l, mă! Ce este, mă, așa urât? Eu l-am făcut? Vai de capul meu! Eu l-am făcut, tipul ăsta. Am comulat, văd că-mi trebuie comulat, că îmi trebuie... Vă știți care e treaba? Eu am făcut deja mâncare. Dați așa, mă, picuț. Și mâncare unde punem? A, să-i facem feeder de la de mâncare, mă. Animal feeder. Am... Dați așa, să nu moară animalul de foame. Stați un picuț, mamă. Deci am făcut și animale. Bă, dar urât eu. Stați așa un picuț, că mai trebuie de ăsta, dar mai e gata pe aici. Am furat unul. Îmi trebuie miere. Dacă aici am miere și cu nuggets. Un nuggets. Miere am aici și mai trebuie un circuit. Fiți atenți aici că am făcut circuit, ăla-i. Să-i punem ăsta micuț de mâncare, mă. Ăsta. Aici. Și aici să aducă
T2 și am și T1. Nu știu care mănâncă ăsta micul, de-aia du de amândouă. Nu? Ia uite-l, mă... Asta crește. Asta e pet. Animal de casă. Ce dă asta? Animal 1000 multiplier? Se face mai mare sau ceva? Să paia, mă mănânc ca mine. Bun. Dragilor, oricum mai trebuie și am făcut astăzi, da? Am făcut animăluțul. Cum? Am mers pe frumos pe... cum îi spune asta? Ia zic pe hublou. Pe portal. Am mers pe portal, am găsit solar quartz. Am făcut astea frumos și elegant. Am solar quartz, am făcut astea și am făcut și genetică frumos și am făcut animalul ăsta. După clipul și asemănarea mea. Bun. Dacă faceți episod, apăsați butonul de like. Dacă faceți animăluțul, încă o dată și butonul de like. Dacă nu sunteți abonați, și subscribe acolo la plăcere. Până data viitoare. Cuțu, cuțu, cum îi pune? Cum îi pune ăsta numele? Azurel. M-am salutat.